Superliga vă este oferită de Superbet. De atac. Esteban, Esteban, trece în viteză de Damașcan, centrează, greșeală. Avem în Liga 1 reprezentanți din toate. Scapă spre poartă, scapă spre poartă și ratează Nemeț. Damașcan 1-0. Vitalie Damașcan înscrie pentru Voluntari. Damașcan în acest campionat. Modești, Celea și Corinus se încurcă între ei. Damașcan a înscris mai mult numai la Sheriff Tiraspol în 2017, atunci când echipa a devenit campioană. La 0. Singurul dintre cele trei meciuri care se dispută la această oră în care nu s-a marcat. Au nevoie de pauză cei de la Voluntari, vedem dacă o apucă la 1-0 sau la 2-0. Este o ratare uriașă. Se face pe urmă 2-0. Colaborarea a fraților Meleche. Ratează Ulrich și înscrie. Ceva neregulamentar aici. Nu, nu. Nici vorbă. Esteban Orozco îi scoate pe toți din offside. Colaborarea fraților gemeni Meleche, 2-0 pentru Voluntari. Chindia ar avea nevoie de un miracol pentru a putea să mai revină. A jucat slab, apăsată de miză, nu are niciun lot suficient de bun pentru ca Toni Petrea să poată să schimbe ceva. Este fie Popadiuc. Acțiune bună, iată-l pe Negut șutând și înscrind 1-2. Gol marcat de Neguț. 1-2, abia intrat pe teren Neguț. Este golul de care aveau nevoie suporterii, care au fost foarte molcomi în prima repriză. Ce execuție perfectă! Pasa venită de la Esteban Orozco. Încă o dată nu-mi dau seama cine a ieșit în echipa târgovișteană. Cred că a ieșit Marco Popadiuc. Neguț. Pasa lui Neguț. Nu e rea, nu e rea. Popa, Popa! Ratguț, cât a lipsit în prima repriză. Cât de greoi este acolo Igor Armaș. Dar Voluntariul termină pe 2. Dumitrașcu intră în careu. Dumitrașcu, nu era pasa Șerban. Gol! Gol, gol! Scris de Andrei Șerban cu o execuție atipică pentru campionatul nostru. Șerban face 2-2. Este nebunie în tribunele stadionului Tapă contra Botoșanului. Ce execuție! Pur și simplu nu vine să cred că văd asemenea execuție pe un stadion din Liga 1, din Superliga. Superb! 2-2, târgoviștenii speră, mai au un sfert de oră. Superliga vă este oferită de Superbet.